Aici avem reabilitare totală a parcului din zona primăriei și a căminului cultural. Aici transformările cred că și se și vede, sunt majore. În stânga mea vedeți și grădinița. Am amenajat un platou mare aici. Platoul se va folosi și de către tine dacă vor să dea cu placa. Eu știu ce activități vor să discutăm de adolescenți. În stânga sunt corpuri de joacă, mobilier pentru parc, în sensul că aici vor veni copiii cei mici pentru topogan, pentru alte jocuri ce sunt montate aici. În spatele meu, cum se vede, este căminul cultural, este reabilitat în proporție de 90%, mai avem undeva la 10% de realizat cu Compania Națională de Investiții. Este o investiție destul de mare, undeva la 500.000 de euro. Revenind la parc, aici mai avem, cum se vede, se lucrează și în momentul acesta. Montăm pavajul, mai avem un trotuar lângă drumul județean și protecțiile necesare și părinții care vin cu copiii pot să vină pe lângă drumul județean pe trotuar, pot să-și lase mașinile aici, așa au copiii, stau o oră, două cu ei în parc și după aia poate să meargă acasă din zona centrală. După masa, cum se vede, avem și vegetație, avem pom pentru umbră, o zonă frumoasă când va fi gata, mai avem un pic de lucru, dar una peste alta, zic că 70-80% este făcut din întreaga lucrare. Prețul la lucrarea, reabilitarea de care vă vorbeam la parc, undeva la 80-90 de mii de euro.